Nu fanatizarea era, e cuvântul cheie Da. aici, ci o anumită ușurință în prietenie, Corect, da. o anumită ușurință în comunicare și un anume fel de a te simți bine în comun. Nu știu cum să, nu știu cum, lumea s-a schimbat, s-a reschimbat la loc. Poate că toate elementele astea, explozia rețelelor de socializare este o formă a lipsei de comunicare pe care au adus-o anii 80-90. S-a produs o răcire globală. Nu o încălzire globală, în ceea ce privește comunicarea între oameni după perioada anilor 60-70. Anii 80, chiar și 90, înțeleg că o cuprindeți aici, și anii 90, Da, mă o rog, pentru răcire. România anii 80 și anii 90 Da, sunt da. atât de diferiți Da. încât merită o discuție aparte. Vorbesc Strict, global, da. vorbesc despre lumea liberă, unde nu au intervenit revoluții care modifică total regimul mental, politic și așa mai departe al societății. Cum se comportau? De unde știau, poftim, înțeleg că e și o uitare în astfel de momente, e și o uitare a lecțiilor de acasă. Să nu uităm că avem generația, nu, 40-50, părinții care își educă copiii și care trăiesc acești copii în anii 60-70, începutul 80. Au fost. Avem adevărate revolte, adevărate conflicte între generații. Puteți să vă amintiți ceva care au fost războaiele dumneavoastră din punctul ăsta de vedere cu războaie, conflicte cu părinții? Până unde vă lăsau? Plete vorbeați, de barbă, vorbeați de Da. participări publice. Erau evident conflicte și Cât de încep. rebel ați fost, N-aș părinții vrea să aveți? fiu prea Dar personal nu neapărat în pentru această dumneavoastră, privință. vreau puțin o imagine a Da. acestei conflict generațional. Conflictele existau cu generația părinților, Da. cu părinții ca atare, dar și cu șefii de birou, cum ar veni, deci cu instituția unde Da. lucrai. Pentru că totul se întâmpla și în casă, și pe stradă, și la birou. Dar era și un conflict politic, un anticomunism, chiar dacă nu declarat ca atare, exista în epocă. Și nu întâmplător, poate generația mea a dat cei mai importanți dizidenți sau mișcări dizidente, cum e, să zicem, grupul de la Iași sau mișcarea Goma. Știți cum se spune? Se spune că Ceaușescu a fost mai deștept decât Gorbaciov, pentru că Gorbaciov a crezut că comunismul poate fi reformat, iar Ceaușescu știa că nu poate fi reformat. O îmblânzire a comunismului nu ține. Dacă îl îmblânzești, se prăvălește, pentru că el se bazează pe premize false, pe minciuni. Și orice șuruburi desfăcute fac să fie evidentă această contrafacere. Dovadă că imediat după reformele lui Gorbaciov, comunismul a și căzut.